Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Citesc că dispare bacșișul în Franța. Doar unul din trei francezi mai lasă ceva bani pe masă la restaurant. Când ai văzut tu francez, dar... Bă, ce scârțari! Dar ăsta este viitorul. Se duce naibii civilizația noastră creștină, europeană, occidentală. Uite! De era bine, acolo mereu a fost așa, că era o diferență culturală care atrăgea atenția. În Italia, în Spania, în Franța, lăsai... ceva. Dacă costa nota 18,80 euro, lăsai 20. Adică nu se lăsa ca la noi 10%. Sau puteai să lași 20 de cenți, 15 cenți. Mie un francez mi-a spus, și vorba aia am cunoscut suficient de mulți, că în Franța, eu de obicei lăsam 10%. Asta e, acolo merg de fiecare dată. Și mi-a zis, greșești. În Franța, dacă ai lăsat un euro, sunt super, super mulțumiți. Da. Un euro. Da, da, da. Și am mers după aia pe varianta asta, am lăsat un euro, indiferent de valoarea notei de plată, nu s-a supărat, adică n-am văzut nicio reacție. Toți erau mulțumiți. La primele mele contacte cu societatea asta mediteraneană, să-i zic așa, lăsam din reflex. Și se țineau aia după mine și se uitau urât, adică nu că, știi, adică chiar mi s-a întâmplat. Ia-ți mâine banii de aici. Mi se par fascinante diferențele astea culturale. Exact. Adică sunt țări în care, în Japonia, este o jignire să-i lași bacșiș. Dacă lași bacșiș, se simte jignit, vine după tine, îți dă înapoi și chiar se supără. În Statele Unite, din potrivă, vine după tine dacă nu-i lași măcar 15%, 10%. Dar vor 25% aia. Da, 20, 25%, da. Un sfert din notă, adică pe bune, știi? Păi da, pentru că nu cred că e neapărat o chestie culturală, cât e o chestie de management, adică, sau de, nu știu, de cum sunt plătiți oamenii. Că în țările asta unde... trăiesc. Se trăiește din bacșiș, cum ar fi în Statele Unite sau la noi. Salariul este foarte mic pentru ospătari și pentru oamenii din bucătărie și, practic, grosul venitului se adună din bacșiș. În țările despre care vorbim, cum e Franța, oamenii sunt foarte bine plătiți. În general, sunt afaceri de familie. Unii chiar au parte direct de profit, nu dintre cei care servesc la masă, că sunt multe cârciumioare unde servește copilul familiei sau verișorii și ceilalți sunt în bucătărie și așa mai departe. Și atunci nu simt nevoia acestui bacșiș. Bacșișul în Franța a scăzut cu 80% în 10 ani. Unul dintre angajații unei frizerii din Paris spune că în ultimii ani bacșișul lui a scăzut de la 50 de euro pe săptămână la doar 10-50 de euro pe săptămână. Deci oricum era o chestie simbolică. Da. La noi, înțeleg, am găsit o postare mai lungă pe Reddit, înțeleg că este... aparenții se poate și reproșa că nu lași bacșiș. Cineva povestește așa, spune: am fost chiar hărțuit în două ocazii când nu am lăsat bacșiș, fiindcă a fost serviciul foarte prost și mâncarea era la gust. Mi-a zis chiar de la obraz că sunt obligat să las tips minimum 10%. Ce e neregulă cu acești oameni? Singurul loc unde am plecat pur și simplu amenințând că o să chem poliția, pentru că mă certa ospătarul, dar rău de tot. A fost în piața, cum se cheamă, centrală din Praga, în Cehia. Acolo, obișnuit să merg, era o cârciumă la care mai fusesem, ne plăcea absolut totul, acolo era la superlativ, am mers să luăm micul dejun și când să ne ridicăm, am lăsat 10% și a venit după noi supărat. Nu cred. Dar supărat rău. Că e prea puțin. Serios? Da. Zice, nu puteți să plecați. Și că o să chem poliția, m-am ridicat și am plecat și m-a lăsat în pace. Da. Tot pe Reddit. Eu, spune altcineva, am lăsat un review prost la o cafenea, adică pe Google, presupun, prețuri mai mari pe bon, comandă greșită, tips băgat pe bon fără să fiu întrebată și m-a căutat chelnerița pe Facebook și m-a luat la rost. Dar fiți atenți, sunt situații chiar memorabile. În Mexico City, la un restaurant, povestește cineva, am lăsat un bacșiș pe bon 20%. La plecare m-a oprit că nu e ok. Ca să fie mai convingător, au adus și niște angajați în uniformă, foarte agitați, aveau și arme. Mi-a explicat că sub 25% nu se poate și că e afișat la intrare. Am plătit, ce să fac? O, băiatule. Bună asta, cu aveau și arme. Da. Centrul Brașovului, spune altcineva, un restaurant cu renume. Acum 2 ani am plătit cu cardul și cash, aveam doar bancnote mari, neavând ce să-i las. Îi plătesc și după îmi strigă că sunt într-un restaurant unde de obicei lumea lasă bacșiși ospătarilor. Am rămas mut, cum poți să spui așa ceva? Dar altcineva zice, de ce trebuie să plătești și salariul chelnerului și nu doar mâncarea? Bună întrebare! Băieți, prieteni, fete,
care sunteți pe recepție, v-aș întreba, care credeți că o să fie viitorul bacșișului în țara noastră? Adică am început discuția de la știrea că în Franța bacșișul este în scădere continuă, a scăzut cu 80% în ultimii 10 ani, că nu se mai dă, în timp ce în alte țări, dacă nu lași 20-25%, ies angajații cu arme, paznicii cu arme să te întrebe ce-i cu tine. Deci ce credeți, care credeți că este viitorul bacșișului în România? Credeți că o să scadă și o să dispară? Sau dimpotrivă o să crească? Că acum eu am crescut cu bacșiș 10% la cârciumă. Uh-huh. Dar acum văd că deja 10% a început să fie considerat mic și de la 15% încolo. Păi bine, mă, tu-l lași și pe bun și de asta trebuie să scoată și impozitul, da, la tine. 0372069599, dacă vreți să ne sunați, avem câteva minute, sau pe WhatsApp, mesaje 0728-3132, Luca e la primire la mesaje. Bună dimineața, 8:45, vorbim despre bacșișuri, despre kelneri. Tema de mare interes. Ne-am adus aminte de chelnerii de pe vremuri. Unii, da, dintre ei având experiențe cu nomenclaturiștii de pe vremuri. Și era un restaurant aici în Herăstrău, înainte de privatizare, încă mai găseai un chelner. Pescăruși. De, da, ce să nu spunem? La Pescăruși, așa era. Nu mai e acolo dânsul. Era un domn mai în vârstă, așa, care prinsese vremurile în care venea Nicu Ceaușescu, uh-huh, cu gașca lui de prieteni și făceau drăcii pe acolo. Și se comporta la fel. Dacă îl trăgeai deoparte și te împrieteneai un pic cu el, îți spunea povești extraordinare. Nemuritoare. Dacă vreți să vedeți chelneri ca pe vremuri, ca acum 30 de ani, mergeți în Poiana Brașov, la Ana Hotels, la domnul Copos și a păstrat niște colegi care se comportă exact ca în perioada respectivă. Hai să începem mesaje și telefoane. Bună ziua! Am fost în situația în care acum 2 ani am fost în o terasă din Sibiu. Am plătit cu cardurile acelea de vacanță și ne-am trezit că ni s-a băgat pe gât un bacșiș de 25%. Bineînțeles că nu am acceptat, dar nu ne-a lăsat să plecăm până nu am plătit cash. Din punctul meu de vedere, nu are ce să caute bacșișul în România. Da, dar urâtă. Altcineva spune că nu e corect și eu muncesc și nu plec la sfârșitul programului cu ceva în plus. El e plătit pentru ce face, nu trebuie să aștepte să primească ceva pentru un serviciu pentru care e plătit. Eu încă o dată vă spun că am asistat la niște interviuri de angajare în vreo două restaurante, întâmplător, și am văzut cum merge treaba. Cum ai fi tu întâmplător la interviu de angajare al unui cheller? Da. Era și el pentru sudor. Da. Exact. Și oamenii întrebau cât e oala. Adică pentru că asta e cutuma la noi. Adică salariul era mic. A, și se pune totuși, da? Pagă, deci, pe oală. Salariul era 2000 și ceva de lei. Vorbim, mm-hmm, caz concret, acum un an jumate. Da, da, da? Și omul întreba, și oala cât e? Adică ce bacșișuri se strâng și se împar la ceilalți angajați ca să realizeze cam care este venitul lui real la sfârșitul lunii. Da, corect, da? Deci oamenii ăștia, în cele mai multe cazuri, că poate nu e universal valabil la noi, sunt salarii foarte mici și se trăiește din ciubuc, așa e cutuma. Uh-huh. Și cumva ar fi un lucru benefic, pentru că funcție de calitatea serviciilor prestate și a mâncării, bacșișul ăla crește și cumva îi și motivezi pe angajați să facă o treabă bună. Uh-huh. La cât a crescut inflația și la cât de scump a ajuns să mergi la restaurant, cel puțin în Cluj, 3 persoane fără 300 de lei, nu prea reușești la un restaurant cât de cât. Eu cred că bacșișul va scădea. Madalina din Cluj. Sunt niște prețuri pe bune. Chiar eu nu m-am mai ducat de des la cărciuma de când m-am mutat la țară. E un moment de cumpănă pentru industria, frate, asta. Sunt niște prețuri, din când în când mai ajung la câte un restaurant, poate așa la 2 săptămâni, și de fiecare dată este mult mai scump. Adică nu știu ce se întâmplă. Hai să vedem ce spune Marius. Neața. Bună dimineața, domnilor. Neața. Eu cred că bacșișul va rămâne. Este un mod de viață, este un reflex pe care îl avem. Ce crede că o să dispară este avaria asta de a cere ciubuc, de a impune ciubuc și a-l pune forța pe notă. Eu am fost ospătar 10 ani. Crezi că o să dispară? Mi se pare că din potriva asta nu se extinde acum. Nu, o să dispară. Pentru că lumea nu se va mai duce la restaurantele unde vor băga și vor impune bacșiș. Ce nu înțeleg ospătarii din ziua de astăzi, apropo, eu dacă aș fi astăzi, când, dacă ospătarii din ziua de astăzi erau când făceam mie ospătărie, da, 80% din ei eu nici de picol nu i-aș fi ținut. Aha. Pentru, da, că, da, nu știu meserie și nu știu să fac clientul să bage mâna în buzunar, să-i lase un ciubuc.
E, nu toți, să știți că... Nu toți. Sunt și oameni foarte drăguți și care muncesc foarte mult și... Nu zic nu. Dar marea majoritate nu o fac... O fac doar pentru ciubuc și nu știu să-l producă. Eu, ca ospătar, sunt plătit să servesc clientul la masă. Da. Ciubucul este pentru că eu m-am purtat frumos, clientul nu a așteptat nici mâncarea, nici băutura, nici nimic. L-am servit frumos și pentru asta primesc un ciubuc. Cât consideră el? Astăzi poate are mai mult, mâine poate are mai puțin. Am înțeles. Dar impusul ăsta pe notă nu este ok, 20%. Da, mi se pare și cam mult. 20%. În altă ordine de idei, fiindcă nu se practică numai în restaurante ciubucul, uite, avem mesaje. Dani din Alba spune, salut, chiar în dimineața asta merg la tuns la o frizeriță care are salonul ei. Trebuie să las bacșiș sau nu? Da, bună întrebare. Ce, eu nu-i las pentru că și-a fixat prețul așa cum își calculează. Și ce mi se pare foarte tare... Da, bună observație. E că am văzut situații de meseriași, instalatori, de exemplu, da? Care vin, e particular, adică e business-ul lui, e instalator, nu e al unei, angajat unei firme. El vine să-ți repare ție chiuveta. Cu factură, cât cu bon costă, fiscal, da. Îl întreabă cetățeanul. Da. 150 de lei, și ăla îi dă 200. Adică îi dă și lui o șpăguță. Deci un ciubuc. Eu pentru fac... ce mai dai un ciubuc? Așa fac eu. Să știi. Și mă simt vinovat de fiată, dar când chem meseriașul să repare ceva, el îmi spune, eu îi dau un pic mai mult să fie mulțumit. Asta e referitor la ce spun mai mulți ascultători, la un obicei pe care românii l-au de a da ceva și la doctor, și la orice, indiferent cât costă și dacă e sau nu cazul, lăsăm ceva că e frumos. Andrei, bună dimineața. Salut, Andrei. Bună dimineața, Andrei din Bacău sunt. Salut. Eu sunt de mult în industria asta, am lucrat în toate aspectele, în bar, restaurant, club, pub, tot ce vrei. Pe croaziere, pe navele de croaziere, la fel, 9 ani, bacșișul în primul rând se câștigă. Domnul dinainte a zis foarte bine, cei de acum nu mai au conceptul de meserie, de plăcere. Totul se face pe bani, fără nicio afecțiune, fără nicio, nu știu... ceva acolo. Pentru un client contează apropierea aceea. Eu am stat cu oameni la bar de toate rangurile generale, oameni de rând, de tot felul. Chestia asta se câștigă. E o apropiere, e o relație. De acolo vine bacșișul. E ceva extra. Mulțumim foarte mult pentru interviu. Eu cred că nu o să dispară bacșișul în România multă vreme de acum înainte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.